Pe sectorul sârbesc al portului, de peste barajul hidroenergetic și de navigație porțile de fier 1, circulația rutieră este perturbată de utilajele care scot din Dunăre gunoaiele aduse de viitură. Autoturismele care circulă între cele două vâmi, porțile de fier 1 și Cerdap, sunt nevoite să aștepte pe pod mai multe minute. De peste o săptămână, autoritățile sârbești au luat măsuri sporite pentru ridicarea tonelor de deșeuri aduse de viitură de la barajul porțile de fier 1. Curenții Dunării care au adus gunoaiele în partea sârbească a barajului, iar cantitatea de deșeuri este una uriașă. La fața locului acționează o mască plutitoare, iar pentru utilaje lucrează pe podul de peste hidrocentrală, astfel că circulația vehiculelor se efectuează doar pe un singur sens de mers și cu restricții. Circulația este însă dirijată de muncitorii firmei care lucrează la operațiunile de curățare de pe partea sârbească, astfel că timpii de așteptare nu depășesc mai mult de 20 de minute. Din cauza acestor lucrări, autoritățile sârbe au fost nevoite să oprească de mai multe ori și cele patru hidroagregate pentru a fi curățate. Aflăm din cotidianul Informația de Severin.